Cum devine doamna țață, mai ales atunci când intră în partid? Mărturisesc că azi am vrut să vă vorbesc la Minutul de Cultură despre problema familiei tradiționale care este promovată din punct de vedere electoral de la toate nivelurile, de la cel al Bisericii Ortodoxe, care a încercat în urmă cu vreun an și ceva să spargă norma, până la această familie tradițională promovată la nivel ministerial de Gabriela Vrânceanu Firea. Nu știți cine este Gabriela Vrânceanu Firea? Este o ministresă, adică ministră. Ministră la un minister care i-a fost făcut așa din plastelină de către conducerea partidului din care face ea parte, Partidul Social Democrat, că unii s-ar fi putut oploși așa o nulitate decât la Partidul Social Democrat. Azi ar fi trebuit, din câte am citit eu în presa de ziare obedientă Partidului Social Democrat, presa de la Botoșan, dar mai sunt și prin alte părți, azi ar fi trebuit ca doamna asta, doamna tovarășă Firea, nu vreau să-i mai zic altfel, că și așa se spune că aș fi misogin. Am să vă explic o altă dată ce înseamnă să fii misogin și cum România are atâtea femei formidabil de bune ca și oameni, eu știu, în care ne putem baza cu încredere, încât nouă ne mai trebuia acum un partid al cucoanelor. Și îl avem condus de această Gabriela Firea. Despre Gabriela Firea v-am mai scris eu și altă dată, v-am spus că este o nulitate, o imensă nulitate. Are o biografie rușinoasă pentru oricine gândește cât de cât lucid, dar cum partidul nu mai are pe altcineva, o suportăm. O suportăm și încercăm chiar să-i găsim un colegi, cum spunea în O noapte furtunoasă, marele nostru Caragiale. Deci Firea, ca să nu rămână fără colegi, s-a inventat colegi, adică colegiu, adică un minister. I s-a inventat un minister, acest minister al familiei. De ce al familiei? Pentru că se spune că doamna asta este bună de prăsilă, știți? Ea cum simte că ceva nu e în regulă pe undeva, pe la spatele ei, își găsește, ajutată evident de pilele din partid, își găsește un minister de unde să încerce o promovare. S-a vrut chiar ființa asta, s-a vrut chiar președinte al României, motiv pentru care au cheltuit foarte mulți bani din tezaurul, hai să spunem așa, din trezoreria guvernului pentru campanie electorală și mai ales pentru campanie al anti-președinte. Președintele de acum, mă refer, bineînțeles, la domnul Iohannis. Nimeni nu a prea luat-o în seamă, nici a ei din partid nu iau în seamă, pentru că, dacă nu știți, tuta asta a vrut să fie președintele României. Nu știu ce înțelege ea prin președintele României. Ceea ce este foarte clar este faptul că timp de 4 ani de zile a avut pe mână Primăria Generală a Capitalei, pe care a adus-o la sapă de lemn. Sapă de lemn și mai mult decât atât, bucureștenii știu foarte bine că stau în frig, n-au apă caldă, că lucrurile acolo nu sunt deloc frumoase, dar la nivel de declarativ, Firea și-a făcut acolo treaba. Cu prisoțință, zicem noi, pentru că s-a și îmbogățit și ea și ceilalți din jurul ei, care sunt tributari PSD-ului, bineînțeles. Sau câteodată și mă gândesc când o să scăpăm de această piază rea care este partidul ăsta social-democrat. Se zice că este un partid de stânga. Nu e partid de stânga.
În momentul în care el promite, și numai atâta face, promite, asta e și la ceea ce se întâmplă la Botoșani cu acest partid. N-aș vrea, încă nu este momentul, dar eu vă garantez că voi umple foi întregi de destăinuiri, ca să nu spunem dezvăluiri, despre cât de toxic este acest partid la Botoșani, dar pentru asta aștept campanie electorală. Atâta nesimțire și bătaie de joc din populație, n-am putut niciodată să-mi închipui că o să se întâmple la Botoșani. Să vă spun mai multe, o să mi se spună de către activiștii de partid din Botoșani că sunt misogin. Nu pot fi misogin, Doamne ferește, sunt doar un om corect care s-a săturat de prostie. S-a săturat să-i mai văd pe bătrânii noștri stând cu mâna întinsă, poate le mai dă budei, altă mare capacitate politico-ideologică a Botoșanului, poate le mai dă ceva la pensie. Băi, oameni buni, de ce trebuie să vină budei să vă dea la pensie? Voi ați muncit o viață întreagă și acum trebuie să vi se dea înapoi produsul pe care vi l-au furat politicienii de câțiva zeci de ani încoace. Să vi se dea acești bani înapoi ca să nu mai fiți, ca să nu mai fiți în situația în care bătrânii noștri mor efectiv de foame și mor efectiv de frig în case. Primul, și dacă vă interesează, nu știu dacă vă interesează și pifirea lucrul ăsta, primul mort de frig în casă a fost un botoșăneancă de 85 de ani. Rușine, rușine celor care conduc, în primul rând, eu știu, în primul rând, instituțiile astea care ar trebui să facă ceva. Și mă refer aici la Consiliul Județean, despre care vă voi spune, despre conducerea acestei instituții, vă voi spune foarte multe. În curând, vă rog să aveți răbdare. Oricum, azi, așa cum începusem să vă spun, ar fi trebuit să vină firea la Botoșani. Nu a venit pentru că s-a temut să nu rămână înzăpezită pe aici. Vă garantez eu că nu venea nimeni să o scoată. O găseam la primăvară, galbenă ca turta de ceară, cum frumos zicea folclorul nostru. Noapte bună!